Calea Ferată din Moldova va organiza timp de 3 zile un program artistic pentru angajați cu ocazia împlinirea 151 de ani de la fondarea instituției. În 1871, pe teritoriul actual al Republicii Moldova, a fost construită prima linie de cale ferată până la Chișinău. Cu această ocazie, administrația întreprinderii a anunțat că obiectivele stabilite sunt modernizarea infrastructurii, majorarea salariilor angajaților, dar și sporirea eficienței personalului. Radu Dănil activează de 17 ani la calea ferată în calitate de inspector de vagon și marfă. Chiar dacă a trecut prin mai multe greutăți și de multe ori nu au fost achitate salariile la timp, spune că a rămas devotat domeniului feroviar. Îmi place foarte mult acest serviciu, de asta și am rămas în perioade foarte, foarte grele a căii ferate, am rămas în această ramură, având și alte posibilități în altă parte, oricum inima m-a atras și m-a ținut aici legat de cale ferată. Siguranța pasagerilor este una dintre prioritățile angajaților. Zi de zi ne dedicăm acestei meserii care necesită o disciplină, o responsabilitate. Din cauza războiului declanșat de Federația Rusă, transportul feroviar a devenit supra-solicitat. Pe data de 6 iulie, noi am depășit volumul de mărfuri transportate pe întreg anul 2021. Da, cererea a crescut. Astăzi noi transportăm cam de două ori mai mult decât în luna precedentă. Noi trebuie să modernizăm calea ferată, mă refer la infrastructură. Noi acum deja am început să reabilităm mai multe tronsoane și avem în plan în mod special reabilitarea tronsonului Chișinău-Ungheni-Iași. Tradițional, ziua lucrătorului din domeniul căilor ferate este marcată în țara noastră în prima duminică a lunii august.